Sâmbătă 22 aprilie 2023, îmi face plăcere să mă aflu din nou la o nouă ediție a Columbodromului Pigeons Best din Popești, Brașov, Prahova. Acum stau de vorbă cu managerul Columbodromului, domnul dr. Dumitran Cătălin. Vă salut, domnul doctor, ce faceți? Cum e? Sună telefonul în drace aici. Da. Chiar dacă e ora matinală, aproape 8 dimineața, v-am găsit aici pe Metereze, printre porumbei. Că le puneați apă, îi urmăriți ăștia. Da, compartimentul de aici sunt cei mai mici, nu am înțeles? Activitatea, da. Ce să vede aici, să veniți într-o zi, două. Și mulți. Mulți că... să bea apă, bine, da, sunt da, micuți. Da, de crescători acum, acum le așa pe acasă. Așa unii e. Iau alte adăpături, unii iau direct din cuib, sunt țar pe ei, da? Stăm cu echipă aici. Dar sunt bine, în general sunt bine. 99% dintre ei sunt ok. Ați avut probleme de sănătate cu vreunii dintre ei? Deocamdată unul singur care... Nu l-ați putut salva, să zic așa, nu? Da. Restul par ok. Să vedem cum o să fie întâlnirea alea mai... Câte zile îi țineți aici în primul compartiment? În compartimentul ăsta aici vor rămâne. Da? Da. Am 3 săptămâni, în timp ce fac tratamente, ies afară la volieră. Le mutați voliera mobilă, am văzut că aveți o volieră mobilă mare, nu? Da, foarte bună. Foarte bună, da. Foarte bună. Vă ajută foarte mult, am înțeles, nu? Nu se pierd porumbei. Deci am făcut 3 cicluri de porumbei. Am făcut un apelul la vaccine, trebuia să fie 230 și am găsit 229, deci... Un singur porumbei pierdut. Un singur mijlienul din acea credea. Vedem la final. Da. E bun. Așa e. Cât sunt în total? Câți porumbei s-au strâns până la momentul ăsta? 76. 700 sau? Cât? Da, 776. 776, aproape 800, da. Dar sunt foarte multe echipe parțiale. Venite, nu? Da. Mă aduc câte 2, 3, cum le iau? Da. Ca și participanți am înțeles că aveți și din Austria, din... Da, sunt și din afară. Dar de afară mulți. Dar majoritatea sunt jucători noi. Da? Da. Foarte mulți jucători noi care, nu știu ce să zic, au avut încredere în mine. Vă cunosc. Și da, și sper să nu-i dezamăgesc. Foarte mulți jucători locali chiar. Prahova, nu? Foarte mulți. Da, da. Și împrejurim, frumoși. I-am compartimentat, pentru că... Asta e scaunelul? Da. Cu care stați printre ei, nu? Stăm printre ei, că... V-am spus. Deci, cred că sunt veniți 400 în 10 zile. Oho. Acum am început cu... Da, exact. Sunt mulți crescători care își înțarcă pui în perioada asta. Da. Cu ce firmă de produse medicale lucrați? Ce le administrați dacă e nevoie? Sunt mai multe firme. Pentru mine produsul să fie bun. Îi vaccinați la sosire? Nu. Nu? Întâi trec, fac un ciclu de tratament, 3 săptămâni. După ce termin tratamentul, atunci îi vaccinez. Deci îi vaccinați pe serie, așa, nu? Da. Trebuie să tratați înainte de vaccin. Aveți. Și un bolțat, și un cuc aici, și un roșu. Da, exact. Filmăm și camerele acum de supraveghere non-stop. 24/24. Am văzut că n-aveți nimic de ascuns. Le-ați postat... Public. Public. Cine dorește... își poate vedea pui. Aici am un pic mai bine. Da. Câți porumbei sunteți pregătiți să primiți? 5.000, capacitatea maximă, nu? Dar am înțeles că în prezent, pentru mai mare siguranță, în fiecare compartiment, deși sunt 300 de dormitori, nu? Mergeți pe 100 maxim. Da. O să fie nevoit cât de curând să-i comasez întâi. Da, exact. Da. Începem cu aia, care deja au terminat tot ce au de
Tratamentele sunt liberi. Zboar afară? Aveți mulți care zboar afară? 230. Da? Se duc la stol? Da. Sau aproape? Da, da, da. A început să formeze ca stol. Da. Iată-i. Aceștia sunt puii dumneavoastră. Aici, în următorul compartiment, sunt? Sunt puii care mai au o săptămână de tratament. Da. Ies deja de două săptămâni la voliera asta. La voliera asta mobilă, nu? Exact, da. Și cam într-o săptămână vor fi eliberați, împreună cu ceilalți. Pentru ce îi tratezi, Cătălin? Începem cu tuberculoză, coccidia, tot ce înseamnă calmele. Un tratament normal. Da. Părerea mea. Columbodrom nu trebuie statat. Așa e, dacă nu e sănătos, nu poți să le verifici capacitățile. Aici, în partea asta, avem cei 230 de zburători. Aici, nu? Da. Astea sunt improvizate. Momentan. După ce îi eliberăm, se unesc cu ceilalți. Da. A, da, ai spații ca lumea aici. Da. Super. Ce știu? Super, bravo ție. Bravo. Frumos. Am văzut ca și ajutoare de nădejde aici. Da. Nu? Da. Suntem o familie. Bravo. Soția alături de tine, am înțeles, și? Da, și copiii. Și copiii, nu? Bine, când zice copiii 20 de ani. Da, 17. Da. Pasionați de porumbei toți, nu? Nu. Nu? Nu, dar... N-am vrea să zic secretul. De când am porumbei acasă... Da? Și... Te-au ajutat constant, nu? Aveam, da, intram la pui să-i prind. Și puneam pe fiecare în parte să-i prindă. Cum puteau ei așa mici, mai jumunea de ei, mai... Îi prindea le dădeam drumul, după ce terminau, îi întrebam unde vreți să mergem. La McDonald's, la KFC, unde doriți. Le oferea cadou, nu? Da, da. După săptămână îi vedeam că se vin pe lângă mine, nu mai prinde și noi porumbei aia. Și s-au învățat. Deci, nu o fac din pasiune, dar... Știu ce au de făcut. Corect, așa e. Da, pasiunea e la mine și soția îi plac. Cu soțirii la porumbe. Vine la voi acolo în Băicuri, Cătălină. Sunt multe doamne cărora le plac porumbei. Da, se vede că ăștia sunt altceva, sunt mai mari. Mai puternici, mai iuți. Da. Responsabil de cam așa e produsul final. Da, da. Da. Apelezi ceva și la crema aia ce vine în final. Da. Cu penajul cu asta, cu năpărlitul, nu? Îi lași la liber, nu? N-am ce să... N-ai să le faci la... Drumul e de așa. N-a trebuit construit da. Încât... Mai mult... Da. Își facă singur diferența cu năpărlitul. Da. Așa e, corect. Super, frumos. Cu hrana cum stați, domn doctor? Ce folosiți? Folosesc... cum să vă spun eu... Produse de la o singură firmă? Nu. Nu? Folosesc produse de la mai multe firme. Alternați, da. Da. Important e să fie bun. Asta da. Mă interesează, să fie bun, să... Simtă că da, se ce trebuie. Hrana e o hrană normală, nu s-a mai zice chiar de proastă calitate, e o hrană normală, nu e da. O hrană de top. Momentan, mai încolo, vor depune efort
începem să o suplimentăm cu mai multe țelțe. Alune, vă gândiți să le dați și alune sau deja? Alune la mine primesc în prima zi. Am văzut. La mine alunele sunt baza. Dacă învățați la alune, o să vă fie greu. Nu, dar... Vă mănâncă unghiile. Pentru metabolismul lor așa sunt foarte bune și... De ajuns să prind o alună, două și... Ca și eu ia gustul, da, așa e. Fi făcut o masă de... 50 de boabe de porumb. Așa e. Și le folosesc de prima zi de când au sosit și îi țin în continuare. Da. Da, mă uit la... E un aliment foarte bun pentru ei. Costisitor, într-adevăr. Băgați-mă la buzunar mai adânc, da. Știți cum este? Și frumoasă și fără bani. Mai greu. Așa e. Vremea e frumoasă afară, o să le dați drum acum, nu? Da, întâi super. Schimbăm, le dăm mâncare, apă, eliberăm zburătorii și ne ocupăm de... De rest. Da, de primit, pentru că vor fi foarte multe primiri astăzi. Da? Da, exact, da.